Suntem aici la Sighet, un grup de seminariști de la Blaj, de la Seminarul Major Arhieparhial, urmând exemplul colegilor de la Cluj, care ne-au precedat în săptămâna anterioară, pentru a da o mână de ajutor surorilor greco-catolice din Congregația Maicii Domnului, în această casă a lor de la Sighet, unde sunt găzduite persoane refugiate din Ucraina. Foarte pe scurt, mărturia noastră în fond vrea să fie o participare la alinarea suferințelor acestor refugiați care trăiesc o dramă, sunt victimele agresiunii și fiecare dintre ei au nevoie de mângâiere. Am întâlnit persoane întristate enorm, aș putea să spun, preocupate, îngândurate. După câteva zile, e adevărat, încercau să se liniștească și se vedea asta pe chipurile lor. Dumnezeu ne-a trimis aici pentru a încerca să alinăm puțin suferința acestor oameni. Nu putem face minuni, însă prin prezența noastră aici, cu siguranță că îl facem prezent pe Mântuitorul Hristos. În fiecare dimineață m-am trezit cu acele cuvinte ale Mântuitorului: vor ști că sunteți ucenicii mei prin faptul că vă iubiți unii pe alții. Prezența noastră aici, acest lucru îl reprezintă, iubirea față de aproapele, iubirea față de oameni aflați în suferință. Rugăciunea e foarte importantă, însă cu siguranță că Dumnezeu ne cere să acționăm, să-i ajutăm pe acești oameni cu ceea ce au nevoie, fiindcă Mântuitorul Hristos ne va spune la a doua sa venire: flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat și mi-ați dat să beau. Am înțeles mai bine în urma acestei experiențe drama acestor oameni, de suferința lor. Am stat și am făcut un exercițiu de imaginație și m-am gândit la ce înseamnă să lași absolut totul și să încerci să o iei de la capăt. E teribil. Bunul Dumnezeu să liniștească lucrurile, să aducă pace și să lucreze prin noi, prin fiecare dintre noi. Încercând să le aducem o alinare pentru cruntele momente trăite în țara lor. Foarte tare am fost impresionat de suferința familiilor destrămate, a celor care au trebuit să fugă din Ucraina. Cel mai tare m-a impresionat o fată care a ajuns în jurul orei 12 noaptea, iar prima dată când a văzut alți refugiați ucraineni, au plâns, s-au îmbrățișat și au spus poveștile, iar în decursul săptămânii, până la final, a reușit să o aducă și pe mama ei. Pentru mine a fost o bucurie să ajut oamenii care au fugit din calea războiului.